Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieși și astăzi dimineața vom începe un nou proiect. Pentru aceasta vom avea nevoie de firele pe care le vedeți deja pregătite aici, firul Lisa Lurex de culoare alb și roșie, firul Bravo de culoarea pielii, apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, croșetul cu numărul 3, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de melană pentru a umple lucrarea, vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Eu am aici o colecție în funcție de dimensiunile produsului final. Voi alege o pereche de ochișori adaptați a ceea ce vom lucra. Și, bineînțeles, vom avea nevoie, ca întotdeauna, de lipici, lipiciul lichid sau lipiciul la cald. Asta doar în cazul în care nu aveți ochișorii de siguranță. Din prezentate materialele, deocamdată acestea ne sunt de folos. Eu propun să începem să lucrăm și voi da deoparte acestea. Voi face modul în care dumneavoastră să puteți vedea foarte bine ceea ce eu lucrez, astfel veți putea înțelege exact ceea ce realizăm. Thank you.
întors din nou la dumneavoastră și vom continua cu partea de jos a lucrării. Sunt din nou alături de dumneavoastră, vom continua proiectul pe care l-am început, vom face fustița doamnei Crăciun. Thank you.
Sper să vă placă ceea ce am realizat. Vă rog să nu fiți prea severi cu mine, prea critici. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept din nou alături de mine. O zi frumoasă tuturor, spor la lucru. Și dacă v-a făcut plăcere, vă rog, în momentul în care veți lucra, să postați pe pagina grupului, chiar dacă veniți cu îmbunătățiri cu ideile dumneavoastră. O zi bună tuturor și o îmbrățișare. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni cu noi tutoriale. La revedere!